Bine v-am regăsit, și azi este frig și ninge prin unele regiuni, parcă ar fi început de iarnă, nu început de primăvară. Haideți să vedem cum arată harta de azi. Sunt nori prin Bucovina și nordul Moldovei, unde o să mai ningă slab, însă în orele următoare câțiva fulgi de zăpadă vor mai fi zăriți și prin celelalte zone din sud și din est. Avem în vigoare o informare de vreme rea până sâmbătă dimineața, iar vântul este menționat și el. Rafalele vor ajunge la 45-55 de km pe oră în est, sud-est și vest, iar la altitudini mari viteza poate fi chiar mai mare. În aceste zone se va amplifica senzația de frig, oricum mercurul din termometre ne indică la această oră doar 4-5 grade prin Banat și Oltenia, practic acolo sunt cele mai ridicate temperaturi din țara noastră. La munte continuă să ningă, în special în Carpații Oriental și Meridionali, nu ninge ca în Povești, dar suficient cât să mai crească stratul de zăpadă prin unele stațiuni. Minus 14 grade avem în Ceahlău și acolo vedem că zăpada măsoară peste un metru, minus 7 grade se înregistrează la Păltiniș, iar la Stâna de Vale avem minus 3 grade și stratul de zăpadă măsoară undeva la 86 de centimetri. În capitală e frig și va fi frig și mâine. Norii nu vor să se risipească, așadar până diseară este posibil să mai ningă. Termometrele ne indică în centrul orașului doar 4 grade Celsius. Atât deocamdată, eu sunt Ionuț Gheorghe și vă mulțumesc pentru atenție. Cu date noi vă aștept puțin mai târziu, înainte de telejurnalul orei 20. Pe curând!